Junior Istele au participat la un masterclass susținut de managerul secției de fotbal George Ogăraru. Care a fost scopul acestui masterclass și cum au reacționat copiii? Scopul a fost acela de a-i aduna, a aduna de la mai multe grupe copiii care sunt, să spunem, cei mai promițători, cei mai talentați și de a le transmite câteva detalii tehnico-tactice care să le influențeze parcursul. Eu țin minte că eram odată pe teren și a venit la un antrenament Adrian Ilie și țin minte exact ce mi-a spus Adrian la acel antrenament și l-am purtat cu mine mai departe. Sunt detalii adunate de-a lungul carierei mele și încerc să dau din ele mai departe. Sunt sigur că copiii sunt receptivi și au nevoie de lucrul acesta. Mai ales că sunt în perioada aceasta de creștere, iar capacitatea lor de absorpție este foarte mare, iar ceea ce învață acum vor ține minte toată viața. Aceste lecții deschise vor avea loc lunar la Clubul Roșalbastru, iar tinerii jucători au posibilitatea de a învăța lucruri noi despre istoria celui mai titrat club de fotbal din România, care să-i ajute în dezvoltarea lor ca fotbaliști, dar și în viața de zi cu zi. La acest masterclass au fost prezenți și antrenorii Centrului de Copii și Juniori ai clubului. Odată cu venirea lui George, sperăm ca să lucrurile se îmbunătățească la Centrul de Copii și Juniori din toate punctele de vedere, împreună și antrenorii, să fim aproape unul de celălalt, să ne sprijinim, să învățăm unii de alții, să ne completăm unul pe alții și cel mai important să transmitem tot ce este bun copiilor. Pentru ei facem tot ce e posibil ca să promoveze și să redevină și centrul de copii și echipa mare în scurt timp ceea ce a fost odată. Câte colțuri astea? 5. 5. Întotdeauna, da? Da. Iar tu, va trebui să faci o stea. Cum mai face? Așa, 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 așa. Asta este un exercițiu de pase pe care îl vom face noi astăzi la antrenament. Am legat acest exercițiu puțin de istoria stelei și cred că este important ca acești copii să cunoască istoria stelei pentru a avea o proiecție în viitor. Și am transpus această poveste și în teren. Cred că a fost un antrenament destul de solicitant, dar și plăcut pentru jucători, pentru că le-am luat feedback după antrenament și am vrut să văd cu ce au rămas după acest antrenament și au rămas exact cu ceea ce mi-am propus ca și obiective.